Salut! Asta este plugul meu pe care îl folosesc la tractorașul Pasquale. Este un plug italian. L-ați văzut și în celelalte clipuri ale mele. Săptămâna trecută am făcut ceva probe cu el și l-am lăsat montat pe tractoraș. Astăzi fiind din nou sâmbătă, că doar sâmbătă reușesc să fac unele lucruri, în special din pasiune și ceea ce îmi place, am zis să-i fac un pic de revizie plugului. Am luat și am strâns șurubul ăsta, pentru că n-am putut să-l strâng pentru că avea o problemă filetul. Și am refăcut filetul, l-am strâns, i-am pus două șaibe, pentru că dacă nu l-aș fi strâns, avea joc, un pic cam mare stânga-dreapta și presupun că afecta și la arat. Am uns cam toate componentele mobile cu ulei, pentru că un pic de ulei n-are ce să strice, dimpotrivă va fi mai ușor și protejează împotriva coroziunii. Avem și un spectator. Și am modificat reglajul, da, pentru că plugul era setat la 25 de centimetri adâncime și dacă luam mai puțin, gen 20-22 de centimetri adâncime, plugul nu mai stătea drept în brazdă. Deci el era setat pentru 25. Eu am mai dat un pic de blocatoarele astea, le-am mutat un pic mai la vale. Am avut și surpriza să se rupă un șurub, am pus altul nou. Dacă tot am zis că îi fac revizie, se poate observa cuțitul plugului că este uzat. De ce zic că este uzat? Pentru că nu mai are vârf, este deja rotund și clar ar fi probleme de penetrarea pământului. Numărul 2. Ce vrei? Uzură se observă și la coadă, pentru că este rotund, nu mai este drept. Așa, eu am zis să fac în felul următor. Am două bucăți dintr-o foaie de arc. Două bucăți și am zis să-i refac vârful.